Bună seara! Una dintre temele discutate la ultima convenție a românilor de la Atlanta a avut titlul Quo Vadis, încotro mergem. Ideea este încotro ne îndreptăm ca biserică. Și aș vrea în această seară să dau un răspuns scurt la această întrebare. Ne îndreptăm înspre a deveni un cult. Și, de fapt, aș fi mai direct, nu că ne îndreptăm în direcția aceasta. Suntem într-un proces de cultizare, de a deveni un cult. Care e diferența între un cult și o biserică? Amândouă sunt forme ale religiei organizate. Și religia organizată are probleme. Însă există totuși o deosebire între religia organizată ca biserică și cea organizată ca și un cult. Sunt mai multe diferențe. În niciun caz nu vreau să accept criteriul ortodoxiei. Un cult este heterodox. Asta este un argument care, într-un anumit fel, îl ridică pe Constantin ca, să zic, arbitru al credinței. Există alte criterii, printre care aceea de stereotipizare a credinței și a comportamentului și a autorității, a felul cum se exercită autoritatea, felul cum este primită sau este respinsă informația din afară. Vreau însă astăzi să discut un criteriu psihologic care mi se pare esențial în a defini diferența între o biserică și un cult. Și anume problema disonanței cognitive. Ce este disonanța cognitivă? Criteriul esențial care determină religia pe care o va avea cineva nu este alegerea lui, nici vreo iluminare personală, ci religia părinților. Lucrul acesta este dovedit statistic. Cei mai mulți dintre locuitorii planetei noastre urmează religia părinților lor. Și tendința de a urma religia părinților este atât de puternică încât este demonstrat că religia părinților este unul dintre puținele lucruri care rezistă la peer pressure, la presiunea grupului, în copilărie și în adolescență, în școală. Însă, oricare membru al unei religii moștenite, mai devreme sau mai târziu, se confruntă cu un fenomen psihologic numit disonanță cognitivă. Disonanța cognitivă este disonanța dintre concepția despre lume moștenită în religia în care te-ai născut și informațiile despre lume care vin din afară. Dacă vreți, eventual, informațiile pe care contactul cu alte religii și alte filozofii, care aduc puncte de vedere alternative. În societatea în care trăim noi, mai ales odată cu apariția internetului, există o foarte puternică expunere a fiecărui individ, nu numai la filozofii și religii diferite de cea în care s-a născut, dar și la informații științifice solide, care erau inaccesibile înainte pentru publicul larg. Așa că există un fenomen foarte puternic de disonanță cognitivă. Cum se rezolvă disonanța cognitivă? Disonanța cognitivă se rezolvă în trei modalități posibile. Una dintre ele este deconvertirea. Anume, cineva ajunge la concluzia că religia pe care a învățat-o este pentru bunica, nu este pentru el. Află că Pământul are aproape 5 miliarde de ani, că Universul are 14 miliarde de ani. Află despre istoria vieții, mai află că sunt și alte religii și mai află câte ceva despre istoria textului biblic și a propriei lui biserici. Se întâlnește filozofie alternative. Și, ca atare, respinge categoric religia în care s-a născut și adoptă o existență seculară. Alt răspuns este convertirea la o religie nouă. Și aceasta nu însemnează neapărat părăsirea religiei tale. Poate să însemneze părăsirea unei biserici și intrarea într-o biserică care este mai apropiată de esență. Dar această convertire, dacă iau definiția pe care Tillich o dă convertire, de a te întoarce către Dumnezeu, da? Către un orizont infinit, nelimitat.
Această convertire însemnează o distilare a religiei personale la ceea ce este esențial și implicit o adâncire a rădăcinilor ei. Acesta este un răspuns mai dificil, care implică o sinteză nouă între credință, care este reinterpretată, și informațiile noi despre istoria textului biblic, despre alte sisteme teologice, dar mai ales despre date științifice solide și demonstrate. A treia reacție este aceea de cultizare. Și un cult rezolvă disonanța cognitivă, respingând în mod categoric orice informație din afara cultului. Și pentru că este imposibil să nu ai contact cu informații din afara cultului tău în timpul nostru, aceste informații sunt filtrate prin gușa sau digerate, trecute prin gușa conducătorilor acelui cult și sunt digerate, predigerate și filtrate pentru membrii cultului. Acum, ce se întâmplă? Această atitudine radicală este tot mai des întâlnită în timpul nostru și din cauza că, așa cum am amintit, toate religiile au expunere tot mai largă la lumea din afara sistemului lor religios. Și reacția cea mai simplă, care necesită cel mai puțin efort și cea mai confortabilă pentru conducătorii bisericii respectivi, este ca concepția despre existență, de exemplu, să zic, o concepție moștenită din epoca bronzului sau din Evul Mediu, concepția despre univers și despre lume, despre Dumnezeu, despre mântuire, despre tot ce vreți, să nu fie cu nimic schimbată, ci să fie păstrată intactă. În acest caz, disonanța cognitivă trebuie totuși rezolvată într-un fel, pentru că, așa cum am spus, este imposibil ca membrii să fie total izolați de lumea în care trăiesc. Și această rezolvare de disonanțe cognitive se face reinterpretând datele științifice, aducând mult junk science, multă falsă știință și multe sofisme, în așa fel încât membrul cultului respectiv este expus prin informații, de exemplu, populare, să zic, la National Geographic, la Discovery Channel, pe internet, prin lecturi diferite, discută cu copiii și așa mai departe. Toate aceste informații continuă să le bombardeze. Dar le sunt reinterpretate. De exemplu, se spune că există o conspirație a oamenilor de știință, că evoluționismul de fapt este o concepție care vrea să-l detroneze pe Dumnezeu și care stă la baza stalinismului și al lui Pol Pot și a oricărui lucru criminal și genocidal și așa mai departe. Deci, aceste interpretări că procesul, însăși procesul de confirmare a descoperirii științifice prin peer review este de fapt o conspirație, un fel de inchiziție și așa mai departe. Astfel de teorii conspiraționiste fac ca informații noi despre lume să fie integrate în sistemul vechi, fără ca acesta să fie schimbat. Aș vrea să dau un exemplu ca să arăt cât de puternică este tendința de a reduce disonanța cognitivă. Un studiu făcut nu de mult în Statele Unite arată că majoritatea pastorilor și conductori religioși conservatori se uită la pornografie pe internet. Trecând de aceasta, există cazuri destul de dese de pedofilie și predație sexuală criminală, vorba lui Pavel, cum nici la păgânul se întâlnește, sau de perversiuni sexuale în cler. Și aș vrea să ofer o explicație. Dacă un pastor sau un evanghelist sau lider religios conservator este înclinat să vadă pornografie de copii pe internet sau să fie pedofil sau să vadă pornografie pe internet, aceasta nu afectează cu nimic, nu implică niciun fel de disonanță cognitivă. De ce? Pentru că are o concepție despre sexualitate. Omul este o ființă căzută, este păcătos, sexualitatea este, să știe că este controlată de diavolul, să știe că sexualitatea este ceva rău, mă rog, este rea, păcătoasă în afara căsătoriei, dar și în căsătorie nu este lucru cel mai bun. Asta, toate concepțiile creștine tradiționale susțin acest lucru. Așa că faptul că el este slab și cade,
faptul că este ispitit este foarte clar că acolo e satana. Și bineînțeles că există Hristos care îl poate ierta. El poate să uite pe pornografie pe internet și apoi să se întoarcă, să stingă computerul, e 12 noaptea, merge și se roagă la Dumnezeu să-l ierte, plânge, promite că nu mai face și apoi intră în pat lângă soția lui de lemn și se culcă și o ia iarăși la cap peste vreo două săptămâni. Dar cert este că aceasta se încadrează foarte bine într-o concepție despre sexualitate pe care lor are, în care el este, are o natură căzută, depravată, de la căderea în păcat, și Adam și Eva n-ar fost ispitiți cu pornografie, firește, și satana îl ispitește, este și satana tot timpul, și omul se pocăiește, bineînțeles, și iar cade și iar se pocăiește și așa mai departe. Un diacon adventist, nu de mult, a fost arestat pentru că a abuzat un copil de 12 ani chiar în biserica lui și a spus că satana l-a împins. Deci, repet, nu este o dizonanță cognitivă. Nu este nicio dizonanță cognitivă pentru un pastor care privește pornografie pe internet, care este homosexual sau care este pedofil. Nicio dizonanță cognitivă. Totul se încadrează perfect în concepția lui despre lume și despre natura căzută. Dar nu veți găsi prea mulți pastori și prea mulți evangheliști care să caute știință pe internet, care să studieze, Doamne ferește, teoria evoluției pe internet. Atunci când ei caută știință, ei nu merg la sursele științei, ci ei merg la manuale de creaționism, la Answering Genesis, la teoriile conspiraționiste ala Walter Veit sau Ken Ham și iau aceste informații, îi spune, mă interesează evoluția, dar o ia filtrată prin prisma unui creaționist care răstălmăcește cu totul lucrurile, așa ca să pară foarte incredibil că omul se meră, cum e posibil ca oamenii de știință să fie de prost să creadă asemenea bazaconii. Nu-și dă seama că, de fapt, oamenii de știință cred altceva decât a înțeles el că cred. Sau ideea că creaționism însemnează că nu mai crezi că Dumnezeu este creator. Ignoră faptul că majoritatea creștinilor nu resping interpretarea literală a Genezei și au respins-o dinainte de apariția lui Darwin. Și n-au respins-o din cauza că au avut informații științifice, ci din cauza că studând structura textului și-au dat seama că textul acela nu poate fi interpretat literar. Așa că hai să merg mai departe. Spuneam că acest exemplu de rezolvare a dizonanței cognitive este caracteristic unui cult și că biserica noastră devine un cult și nu numai biserica noastră. Foarte multe biserici conservatoare practică o dublă selecție. Una este selecția informației, la care nu mai îngăduie acces sau nu își încurajează membrii să aibă acces direct la informație. Dar să uite la pornografie pe internet poate fi iertat. Să uite pe Wikipedia, la un articol despre selecția naturală și cum acționează asupra ADN-ului selecția naturală, nu mai poate să fie iertat. Ăla a mușcat de fructul oprit, a discutat cu satana, este pierdut. Aici este o primă selecție, deci. Selecția informației. Dar există și o altă selecție, selecția membrilor. În principiu, acesta este un mecanism foarte interesant, care se poate explica în mod foarte darwinist, ca să zic așa, ca un principiu de selecție naturală. În sensul de a practica un fel de selecție naturală a membrilor care sunt mai naivi și mai ușor de manipulat. Pentru că o atitudine de a rezolva dizonanța cognitivă, adâncind credința, adâncindu-i rădăcinile, distilând-o, mergând mai mult pe aspectele ontologice și semnificațiile existențiale și adânci, decât pe narațiuni, pe interpretarea factuală unor narațiuni din epoca bronzului, această atitudine nu apelează la marea majoritate a membrilor. Și cei care sunt receptivi la o astfel de deschidere, luați ca exemplu Biserica Episcopală sau Biserica Anglicană, cei mai mulți dintre white collars în Statele Unite, dintre oamenii educați în Statele Unite, fac parte din Biserica Episcopală și, în general, din Biserica Anglicană în lumea anglosaxonă. E bine, Biserica anglicană nu are niciun fel de probleme cu știința. Știe să despartă cele două. Însă, oameni educați care înțeleg
să rezolve disonanța cognitivă în acest fel. Nu sunt ușor de manipulat, nu sunt atât de obedienți. Așa că selecția care se creează este că dacă nu accepti filtrarea informației prin filtrul bisericii și teorii conspirative idiote ale Walter White și dacă nu accepti să fii un total ignorant cu privire la știință și nu accepti să nu cunoști alte concepții despre lume alternative, atunci nu ai ce căuta în biserică. Asta implicit selectează între membrii bisericii pe aceia care sunt mai naivi, mai ușor de manipulat, mai superstițioși, mai înclinați spre extreme. Ori aceștia sunt mult mai ușor de condus. Și atunci, la data aceasta, se produce o selecție în multe biserici conservatoare și în biserica noastră adventistă, aceea de că membrii deschiși la minte părăsesc biserica, mai ales între tineri. Și cei care rămân sunt cei care sunt mă rog, cu mintea mai puțin destupată și mai puțin capabil să gândească critic. Nu vreau să spun că sunt mai puțin inteligenți. Nu asta este ideea. E vorba de felul cum și-au educat mintea sau cum au lăsat să le fie educată mintea. Și ca să merg mai departe, aș vrea să dau un exemplu dintr-un film satiric american, în care, într-un ghetto, un pastor african-american ține o predică și spune: Dumnezeu i-a spus lui Avram: ieși din țara ta, du-te în țara care ți-o arăta. Și Avram n-a pus întrebări. Și Dumnezeu i-a spus lui Avram: vei avea un copil. Și Avram n-a pus întrebări. Și Dumnezeu i-a spus lui Avram: du-te și adu-ți jertfă pe fiul tău Isaac. Și Dumnezeu n-a pus întrebări. Așa că aceasta este credința. Și voi de ce puneți întrebări? Dacă pastorul are nevoie de un BAV, nu, voi nu trebuie să puneți întrebări. Dacă pastorul are nevoie de un salariu mai mare, nu trebuie să puneți întrebări. Dacă pastorul are nevoie de o casă nouă, nu trebuie să puneți întrebări. Bineînțeles că au 1000 de asta este ideea. Știința este pentru oameni care își pun întrebări. Și oameni care își pun întrebări nu sunt confortabili pentru conducere. Și atunci sunt selectați automat, un test de ortodoxie în relația de credință și știință. Vreau să mă refer la un eveniment recent. De curând a avut loc o convenție a educatorilor adventiști pentru reafirmarea poziției noastre cu privire la creație. Și președintele Wilson, în a 10-a zi a conferinței, că vreau la Utah, în Utah au fost cam 400 de educatori care au votat, bineînțeles, unanimitate să aprobe rezoluția respectivă. Aș vrea să citesc ce spune președintele Wilson. Îl s-a spus că educatorii și pastorii care au acceptat învățătura populară că pământul a evoluat timp de milioane de ani. Aș vrea să opresc aici. Nu e vorba de o învățătură populară sau larg răspândită, de fapt, termenul widespread, învățătura larg răspândită că pământul a evoluat în milioane de ani. Nu este vorba de o învățătură larg răspândită. E vorba despre un fapt demonstrat științific. Da? Indubitabil la data aceasta, demonstrat multidisciplinar, din multe unghiuri, prin multe discipline. Deci că acești pastori și educatori nu ar trebui să li se permită să predea în săli de clase și în biserici adventiste. Este o afirmație foarte categorică. Și prima întrebare pe care vreau să spun este: cu ce drept spune președintele Wilson? Cine are dreptul și cine nu are dreptul să predea într-o clasă sau într-o biserică. Bineînțeles, spune că este președintele și reprezintă biserica. Dar ce este biserica? Este întrebarea mea. Ce pune această întrebare? Biserica Adventistă are 5 nivele de organizare. Și felul cum se fac alegerile la aceste 5 nivele face imposibil o democrație directă sau chiar indirectă. Deci,
Practic, Wilson nu este ales de mine, nici de dumneavoastră. Nu s-a ales nici pe el singur. Wilson a fost pus acolo de un anumit grup cu influență și putere în biserică. Care este acest grup? Probabil că nu este singurul. Sunt mai multe grupe. Și probabil că diverse grupe au candidați diferiți la președinție. Și poate să existe o luptă politică sau poate să existe un armistițiu între aceste grupe sau poate să existe o alianță. Cert este că cei 13 milioane de membri ai Bisericii Adventiste de ziua a șaptea nu aleg conferința generală, că nu o pot alege. Este adevărat că de fiecare dată când are loc sesiunea conferinței generale este o fel de show acolo și asta mi-am amintește foarte mult bine de Mass Games în Coreea de Nord. Atunci când au loc acele Mass Games, când oamenii sunt scoți din fabrici și duși să participe la demonstrații de coreografie de masă pe stadioane spre gloria marului lider. Aceste Mass Games sunt însoțite de un moment de relaxare, ziua de muncă e plătită, le se dau răcoritoare, le se dau gustare, leagă noi prietenii, cam așa cu conferința generală. Este o atmosferă relaxată, se fac niște show-uri acolo, e, mă rog, pâine și circ, dacă vreți să folosesc termenul acesta, dar ideea este că cei care sunt întreținuți cu acest show nu au niciun pic de putere politică în biserică. Acum mă veți întreba dacă sunt de acord ca să existe o democrație directă în biserică și răspunsul meu este nu. Pentru că tirania mulțimii nu este mai bună decât tirania unui grup. Dar este o altă problemă. Ceea ce deosebește o dictatură de o democrație nu este accesul, nu este electoratul direct. Pentru că cele mai multe democrații sunt republici reprezentative, nu sunt democrații directe. Însă, ceea ce deosebește este faptul că grupe diferite au posibilitatea să își prezintă public opiniile și argumentele. Și publicul poate să fie informat. Caracteristica de unei democrații nu este o democrație adevărată, nu este alegerea directă. Pentru că în niciun caz nu stă lumea în cei 360 de milioane de locuitori a statului, nu stau să dezbată legislația. Pentru asta sunt reprezentați, aleși în Congres. Însă, ceea ce caracterizează o democrație vibrantă este o presă liberă și este o opoziție care are dreptul să-și, în mod legitim să-și prezinte un punct de vedere diferit de al puterii. Așa că la noi în biserică, la ora actuală, nu există dreptul de a prezenta un alt punct de vedere. Nici în primița teologiei, ceea ce aș vrea să spun cu adevărat principiul protestant, că orice credincios este interpret autorizat al Scripturii, și mai ales în privința științei, unde suntem ținuți în ignoranță. Așa că, în momentul când Iisus spune, în biserica noastră nu are voie să fie prezentat alt punct de vedere, ci mai mult vă spune, asta e normal, fiindcă acesta e punctul de vedere adventist, doar vă spun, voi nu sunteți informați, voi nu sunteți educați, voi nu ați fost expuși la alt punct de vedere, da? De exemplu, atunci când spun că nu sunt adeptul creaționismului, sunt înțeles că nu cred în creație, nu cred că Dumnezeu este creator. Creaționismul este concepția conform căreia Pământul a fost făcut acum câteva mii de ani în 6 zile decât 24 de ore. Nu, cei mai mulți creștini nu sunt creaționiști, deși cred în creație. Cei mai mulți creștini resping creaționismul, ca pe o concepție naivă pentru oameni educați. Problema este că la noi în biserică nu putem avea o dezbatere în privința aceasta. Nu putem avea o dezbatere în care oamenii să fie informați cu privire la ceea ce este știința. Nu putem avea o dezbatere cu privire la care sunt argumentele științei și de ce oamenii de știință cred că există o evoluție. Nu putem avea o dezbatere cu privire la ce este evoluția. Evoluția nu este concepția că tot a apărut la întâmplare. Evoluția este explicația unei istorie a vieții cu privire la care avem dovezi irefutabile că a avut loc. Da? Care a fost mecanismul acestei istorie a vieții? Și de unde știm că Universul are 14 miliarde de ani? De unde știm care sunt dimensiunile Universului? Toate aceste argumente sunt foarte clare și atunci când sunt înțelese, eu n-am întâlnit încă pe nimeni care să fi studiat în mod obiectiv argumentele științifice în favoarea evoluției sau vârstei Pământului și să nu fi fost convins, nu din cauza că a fost convins de argumente sofisticate, ci pentru că a văzut că faptele nu pot fi interpretate altfel. Da? Și aici, deci, avem o problemă că biserica nu este informată cu privire la felul cum lucrează știința. De exemplu, președintele Wilson face o afirmație care sună foarte frumos,
dar este contradictorie. Mai întâi o să recitesc că nu este acceptat ca cineva să continue să fie angajat și să aibă alt punct de vedere decât al bisericii. Și întrebarea mea este, însă este posibil ca un angajat al bisericii să dezbată punctul de vedere oficial al bisericii? Și cu privire la membrii, în general, spune, este o problemă personală, dar trebuie să se roage și să discute cu Domnul rugăciune. Acum aș vrea să spun că, de fapt, aici este o chestie psihologică foarte subtilă. Pentru că în momentul în care, hai să vă dau un exemplu, eu cunosc foarte mulți membri harismatici care au vrut să aibă viziuni sau să primească Duhul Sfânt sau să vorbească în limbi sau să intre în nu știu ce transă. Și s-au rugat până au obținut, da? Deci s-au rugat până ce, psihologic. În urma unei strânțe rugăciune a apărut o distorsionare a realității. Pentru că aceasta este experiența bisericilor harismatice. S-a distorsionat realitatea, li s-a părut că aud voci, că văd îngeri, că văd lumini, că, și așa, mă rog, că intră într-o transă și așa mai departe, dar fenomenul e pur psihologic. Deci dacă eu mă rog, cu tot din adinsul, să cred că universul este așa, cum înțelegeau oamenii acum 3500 de ani, cu siguranță că voi ajunge să-l văd așa. Pentru că aceasta se numește spălare de creier, se numește reforma minții. Este un proces de alterare a propriei gândiri, la care poți să ajungi. Și interesant că președintele nu ne spune cei care au alte vederi să privească faptele încă o dată. Dacă chiar crede că Dumnezeu a făcut lumea în 6 zile, de câte 24 de ore, acum 6.000 de ani, atunci cine caută găsește dovezile, că așa spune Iisus, cine caută găsește. Deci dacă cineva e căutător de adevăr, să caute până va găsi. Dar președintele nu ne spune cercetați faptele, cercetați știința, rugați-vă ca să ajungeți să credeți așa cum vă spun eu. Deci un model tipic de brainwash. Care este concepția noastră? Wilson este conștient că Biblia este interpretabilă și ne spune foarte simplu citirea simplă, limbajul simplu, direct al Scripturii. Dar a citi Geneza în mod simplu, deci a lua literal, în mod direct, ce spune acolo, însemnează de asemenea să crezi că pământul este plat, însemnează să crezi că pământul are patru colțuri, însemnează să crezi că soarele, luna și stele sunt lumini în tinderea cerului, însemnează o mulțime de concepții de acum câteva mii de ani din Orientul Mijlociu, care oricând sunt incompatibile cu punctul nostru de vedere astăzi, da? Noi nu putem să luăm cuvintele Scripturii fără să le raportăm la contextul istoric, la felul cum au fost scrise, la izvoarele care au fost folosite, da? La alte izvoare literare din timpul acela, fără să facem o exegeză biblică ca să ajungem la înțelesul adânc al Bibliei. Deci este de important însă să credem că pământul a fost făcut în 6 zile de câte 24 de ore. De ce? Atât de exact. Hai să fim sinceri. O planetă rotundă, creată în 6 zile de 24 de ore, nu, așa ceva nu este posibil. Pentru că ziua pe pământ, pe tot pământul, durează cel puțin 48 de ore, din cauza că pământul este rotund, nu? Deci, oricum aici avem o contradicție. Dar ideea este, de fapt, nu să rezolvăm această contradicție, ci tocmai să ne învățăm să acceptăm contradicții în gândire și să ignorăm faptele și să acceptăm o interpretare teologică pe baza autorității bisericii. Concluzia lui Olson, savanți, continuați să faceți cercetare științifică bună. Faceți lucrarea lui Dumnezeu în mod adânc și cu grijă. Teologi, faceți același lucru. Mergeți la cei care nu sunt de acord cu noi, cu ceea ce am votat noi astăzi, și căutați să îi convingeți. Asta e ceva foarte interesant. Sună frumos, dar observați contradicția. Savanți, faceți cercetare științifică bună.
Însă, noi am votat ceva. Faptele nu sunt modificate de vot. Oricum am votat noi, nu putem influența adevărul. Votul majorității nu are nicio influență asupra realității obiective. Știința, bineînțeles că știința este o lucrare omenească. Știința poate fi subiectivă, poate face greșeli. Știința poate să fie influențată de prejudecăți. Toate acestea sunt adevărate. Însă, idealul științei este acela de a observa faptele și a trage concluziile logice din fapte, fără să fie influențate de prejudecăți. Așa că Wilson, pe de o parte, spune savanților să facă cercetare științifică, dar pe de altă parte le spune că ceea ce am votat noi astăzi trebuie acceptat ca adevăr suprem și trebuie să-i convingem pe alții că este așa. El, de fapt, le spune să nu facă știință, pentru că el le spune dinainte la ce concluzii să ajung când fac știință. Fac cercetare, dar dinainte ei trebuie să știe la ce concluzii trebuie să ajungă. Și bineînțeles că a fost votată în unanimitate și la urmă Wilson le-a cerut să se voteze prin ridicare în picioare și apoi să se împartă grupe să se roage. Nu să dezbată, ci să se roage. Să voteze prin ridicarea în picioare. Ferește când toată lumea se ridică în picioare, tu stai jos. Deja te singularizezi, da? Când te cheamă la rugăciune și vrei să discuți, ești un om nespiritual. Toate acestea sunt metode cultice de manipulare, de spălare de creier. Apoi Lisa Bernsley Hardy, care este directoare cu departamentul de educație, a zis că avem nevoie de mai mulți bani. De ce? Să facem cercetare? Nu. Ca să avem multimedia și resurse să le dăm în biserică. Totul se reduce iarăși la bani. Acolo trebuie să dăm noi banii. Și în sfârșit, ni se spune că anumite prezentări care au fost făcute, care sunt cutting edge research, nu pot fi făcute accesibile pentru toată lumea, pentru că încă că vor să le publice în jurnale științifice de prestigiu și trebuie să fie peer reviewed. Aici trebuie să citim ceva printre rânduri. Ori le rușine să le dea, pentru că își dau seama ce catastrofe sunt cuprinse în acele foi de cercetare și preferă să nu le publice, ori dacă vor să fie peer reviewed. Procesul de peer review însemnează să iei hârtia respectivă, să refaci, să reiei procesul de cercetare așa cum a fost făcut și să vezi dacă corespunde cu faptele. Așa că peer review nu compară hârtia respectivă cu interpretarea pe care Ted Wilson o dă Genezei. Ce o compară cu faptele? Deci nu știu cum vor fi peer reviewed aceste hârtii. Dar cert este că, dacă vreți, am aici o hârtie ca să vă arăt care este tipul de lucrare științifică care a fost prezentată la conferința la Utah. Însă, o știți cu ultima concluzie, un sofism al acestei doamne, spune că Biblia este o sursă mai înaltă de revelație decât natura, pentru că natura a fost înfilțată de păcat. Iertați-mă. Cum au fost datele radiometrice influențate de păcat? Cum au fost forțele fundamentale ale atomului influențate de păcat? Cum a fost viteza luminii influențată de păcat? Cum au fost galaxii la miliarde de ani lumină distanță influențate de păcat și, dacă vreți, cu miliarde de ani înainte de existența planetei noastre influențate de păcat? Toate acestea sunt absurdități. De fapt, aici este un sofism. Biblia, la rândul ei, n-a fost influențată de păcat. Deci, scriitorul care a scris Biblia nu este un simplu om, nu a putut face greșeli, dar interpretul care interpretează Biblia nu putem spune că este influențat de păcat. De unde știm că interpretarea naturii este influențată de păcat și interpretarea Bibliei nu este influențată de păcat? Cu siguranță că în interpretarea Bibliei există mai multă prejudecată decât în interpretarea naturii. Acolo unde sunt niște criterii obiective legate de fapte și de ecuații matematice care nu pot fi influențate de prejudecăți personale, fără ca să se vadă deschis că acolo e o prejudecată personală. Vreau să dau exemplu cel mai des, cel mai frecvent amintit, uite că industria de tutun a susținut atâta timp că tutunul face cancer. Da,
Dar prostatul vede că tutunul face cancer. Cu toți banii băcați de industria de tutun. Și demonstrația asta n-a făcut un alt lobby, un alt grup de interese, ci a făcut-o omul de știință, care a încercat să facă știință independent de interese materiale. Dar haideți să mergem la o hârtie științifică, chipurile, ca să vedem ce fel de hârtii științifice s-au prezentat la Utah. Anume, avem o lucrare scrisă de o doamnă numită Lucinda Hill, în care se spune că neandertalii sunt rezultatul ingineriei genetice, ingineriei biologice. Acum, ea spune că sunt neandertale, au trăsuri de cimpanzeu și om și că există un lanț care arată evoluția trăsurilor umane de la trăsuri de cimpanzeu. E simplist prezentată problema. Este mult mai complexă. Dar că răspunsul de sora White, că înainte de potop, dacă vreți vă dau și citatul, îl avem aici, cred că îl știți pe din afară, dacă a existat un păcat asupra tuturor celorlalte care a dus la distrugerea rasei umane de către potop, a fost crima josnică a amalgamării omului cu animalul și a distruge chipul lui Dumnezeu care a cauzat confuzie peste tot. Și de aceea Dumnezeu a dus potopul și Linda Hill ne spune că este clar aici că și alte fosile și hominizii sunt rezultatul ingineriei genetice. Acum, nu vreau să argumentez în privința aceasta. E atât de stupid ceea ce spune această doamnă, că nici dacă cineva are nevoie de argumente, însemnează că degeaba ele dăm. Da? Însă, acesta este tipul de știință care înțeleg că s-a făcut la Utah și pe care propune președinte Wilson să-l facem în biserică. Adică un argument circular. Fiindcă Ellen White a spus că s-a făcut înainte de potop amalgam între oameni și animale, știm de ce există hominizii și de ce există acest lanț de fosile de la trăsături asemănătoare cu cimpanzeul la Homo sapiens. Pentru că s-au făcut experimente genetice înainte de potop. Adică dacă Ellen White a spus amalgamări, Lucinda Hill spune, ea trebuie să privim ca niște oameni modern ideea de amalgamare. Adică că e vorba de inginerie genetică și inginerie biologică, ceea ce prin mintea lui nici măcar n-a trecut o singură clipă. Cu siguranță s-a gândit la reproducere sexuală. Așadar, aici avem un exemplu foarte clar de rezolvare cultică a dizonanței cognitive cu junk science. Și hai să iau prima neandertalului. Prima explicație pe care au dat-o creștinii la neandertal a fost acela că era rahitic, din cauza unei boli degenerative, era așa cum era. A fost un om degenerat, nutritiv. Asta este explicația care o citeam și eu prin anii 70 în cărți ca Căutarea unui răspuns sau Originea omului, destinul omului de Walter Smith în literatura creaționistă. Ferește că neandertalul nu este un degenerat. Craniul lui, în primul rând, nu este mai aproape de cimpanzeu decât omul. Craniul lui este, capacitatea craniului este de 1500 cm cubi, medie, deci cam 200 de cm cubi mai mare decât Homo sapiens. Sunt semne clare că avea viață socială, făcea unelte, unii spun că avea și religie, îngropa morții, dar avea o viață socială complexă, deși nu făcea artă. Și uneltele nu erau atât de avansate ca cele de Homo sapiens. Însă, trecând peste acestea, prin 1997 s-a descoperit, a fost decodat genomul omului din Neandertal de Institutul Max Planck din Germania și s-a dovedit că nu era uman. Deci era un hominid care nu se trăgea din om, nu putea să se trăgea nici prin inginerie genetică, nici pe altă cale, ca nu era nici evoluat din om, ci a avut o evoluție paralelă cu al Homo sapiens. A fost, de fapt, o bifurcare. Mergând mai departe, am ajuns să înțelegem că, de fapt, Homo sapiens este cel care are genele de neandertal, că s-a hibridat cu neandertalul și ca atare, pe lângă că s-au auzit cranii cu trăsături hibride, dar în rasele caucazoide există gene de Homo sapiens, uneori până la 4%.
Este foarte interesant acest lucru. Popoarele africane nu au nicio urmă de neandertal, dar caucazoizii și asiaticii au urme de neandertal în ADN-ul lor. A fost nicio hibridare. Am putea spune că noi suntem amalgamații, nu neandertalul. Neandertalul se pare că este creația pură a lui Dumnezeu, dacă vreți să spunem așa. Și atunci există o serie de probleme care apar. Cum poți interpreta literal geneza? Când ai o dovadă clară că au fost mai mulți hominizi care au evoluat în paralel, da? Ferește că un credincios încearcă să găsească, să împace aceasta cu geneza. Și eu sunt unul dintre cei care încearcă să împace aceste informații cu geneza. Și accept că istoria genezei este literal adevărată, dar că tablou este mult mai complex. Și că omul, din punct de vedere biologic, omul a evoluat. Asta este indiscutabil. Și că a evoluat în mai multe ramuri paralele. Omul din Neandertal, omul din Denisovan, apoi avem înainte de asta Homo erectus, din care au evoluat toate acestea și, bineînțeles, Homo sapiens. Și această evoluție a fost mult mai lungă și a început mai de mult decât ne închipim noi. Nu a existat acea lume idilică în care nu exista moarte biologică și predație pe planeta Pământ. Acesta este adevărul. Nici nu e atât de greu de împăcat cu narațiunea biblică. Pentru că creaționismul citește în narațiunea biblică ceva ce narațiunea biblică nu spune. Narațiunea biblică nu spune de o planetă întreagă în care oarecum grânea de nu ar fi fost extinsă la o planetă întreagă. Și lasă să se înțeleagă că erau și alți oameni când Adam și Eva ieșit din grădină. Însă trec peste aceasta, da? Pe mine mă interesează istoria Adam și Eva mai mult ca o alegorie. Mă interesează sensul ei adânc, nu anecdotecul. Dar, mă întorc la problema Neandertalului. Cert e că e aici o dizonanță cognitivă, pe care unii o rezolvă într-un fel, încercând să opereze o nouă sinteză între credința lor și teologia biblică și istoria rasei umane. E un exemplu pe care l-am oferit eu, însumi, a fost Teilhard de Chardin, el însuși co-descoperitor al omului din Peking și un paleontolog și un teolog de excepție în același timp. Sau, pur și simplu, vii cu o interpretare absurdă. A fost inginerie genetică, fiindcă Ellen White a spus că a fost amalgam între oameni și animale. Ferește că Ellen White a spus acest lucru, dar a spus multe altele Ellen White. Și ca să o scuzăm pe Ellen White, nu era singură care spunea așa ceva. Oamenii se întrebau de unde au apărut rasele neadamice, în ghilimele, da? Pentru că istoria literal luată, citită așa cum vrea președintele Wilson, a genezei, nu lasă deloc loc nici pentru amerindieni, nici pentru australieni, nici pentru populația din sudul Africii. Când au descoperit aceste populații europene, au fost șocați. S-au întrebat de unde au apărut ele, pentru că nu apar în geneza. Și au fost diverse explicații. Cain s-a combinat cu animale și ca să facă copii, în sfârșit, tot felul de explicații, dar explicația cea mai populară era că au fost combinați între oameni și animale. De aceea nu ea contează ca copiii lui Adam și că aceștia au fost cainiții care oarecum au supraviețuit potopului. Ellen White n-a fost cea mai radicală. Un pastor baptist din Chattanooga a scris o carte pe la 1870 în care susținea că negrii sunt animale care au fost create în ziua a cincea sau a ziua a șasea și care au fost aduse prin fața lui Adam ca să li se dea un nume. Mormonii au susținut mult timp că negrii sunt animale și așa mai departe. Deci, Ellen White n-a fost singură, dar hai să recunoaștem. A fost una dintre un model de junk science al secolului XIX. Și acum luăm acest junk science al secolului XIX și facem alt junk science al secolului XXI. A fost inginerie genetică și neandertalele sunt inginerie genetică. Da? E foarte interesant că îi găsim cu unelte de piatră primitive și nu îi găsim în mijlocul unor laboratoare de genetică care au dispărut fără urmare. Însă, ideea nici măcar nu trebuie luată în considerare. Este exemplu de rezolvare cultică a disonanței cognitive. Vreau să închei ca o concluzie. Nu vă cer să gândiți ca mine. În niciun caz. Însă, atunci când o biserică,
nu mai este provocată de disonanța cognitivă cu datele științei, cu informații despre lume, cu puncte de vedere, concepții filozofice și teologice alternative, să-și regândească teologia, ci dimpotrivă și o afirmă, acesta este cuvântul, în mod dogmatic. Și toate aceste date le răsucește și le interpretează, ca să-i convingă pe membrii ei că nu sunt valide. Sunt ori rezultatul unei conspirații, ori o confuzie pe care păcatul a semnat-o lume, ori, mă rog, orice vreți altceva, nu trebuie să luate în serios. Atunci când într-o biserică nu ți se mai permite să gândești cu mintea ta, nu se mai permite să ai un punct de vedere alternativ pe care să-l prezinți public, să-l dezbați. Când nu există un spațiu de dezbatere a dogmelor pe care ni le dictează șefii noștri, a politicii și practicilor lor, când cineva este pus președinte peste noi și ne spune ce să crede și ce să facem cu banii noștri și cu viața noastră. Și nu este problema că noi nu-l votăm. Nu mă aștept să votez eu președinte Conferinței Generale, dar mă aștept să există o dezbatere în biserică cu privire la direcția în care să mergem și punctele de vedere alternative să fie prezentate. Atâta vreme cât aceasta nu există, noi nu suntem o biserică, suntem un cult. Și ce este un cult? Un cult este o formă de abuz religios. Suntem abuzați religioși. Suntem spălați la creier. Suntem supus unui proces de destructurare a personalității și individualității și gândirii libere. Suntem, la fel ca Martorii lui Jehova sau mormonii fundamentaliști sau secta lui Moon, suntem ca adoratorii iubitului lider din Coreea de Nord, suntem dezindividualizați și cea mai mare iluzie este că suntem mai în siguranță. Avem o autoritate deasupra noastră care ne păzește de erezii, care ne ferește să ne rătăcim. Nu mai e nevoie să gândim cu mintea noastră, nu mai e nevoie să ne informăm, nu mai e nevoie să rumegăm, nu mai e nevoie să exercităm propria noastră gândire critică. Pur și simplu, ne putem lăsa conduși de alții către hotarele canalului. Aceasta este cea mai mare iluzie. De fapt, nu există nici o cale de a eluda responsabilitatea individuală, de a gândi cu mintea ta, de a cerceta cu mintea ta, de a trage concluzii. Nu există niciun mod de a ne ascunde de adevăr și de fapte. Nu există nicio posibilitate în privința aceasta. Atunci când ne lăsăm mintea noastră pe mâna altuia, sfârșim totdeauna rău. Sfârșim să fim mulși și tunși și jupuiți și în niciun caz nu vom ajunge în cer. Dacă vreți, o să închei chiar cu o afirmație lui Ellen White din Cartea Mărturii pentru Predicatori, în care ea ne avertizează de pericolul președinției monarhice, puterii regale în biserică, ca episcopatul monarhic, de faptul că mergem pe urmele romanismului și că spune predicatorul și președinților, vă spun, rupeți cătușele cu care ați înlățuit mintea oamenilor. Ideea este acum ca aceste cătușe să fie puse tuturor, să fie obligatorii și cine vrea să nu fie în lanțuri, însemnează că nu vrea să fie mântuit, că dacă vrei să ajungi în cer, vei ajunge în lanțuri. Biserica evanghelică, nu mă refer la Biserica Adventistă doar, Biserica evanghelică modernă, spunea un teolog britanic, este o mutație în comerțul cu sclavi. De fapt, este corabia cu sclavi care ne duce pe toți legați în lanțuri la cer, la Iisus. Și bineînțeles că predicatorul și pastorul și teologul are o scuză. El spune că sufletele sunt ale lui Iisus, nu sunt ale lui. Dar, de fapt, asta e doar o scuză. Noi suntem proprietatea negustorului de sclavi care ne-a pus în lanțuri și ne spune, dacă vrei să ajungi în cer, stai în lanțuri, că noi te ducem la cer. E bine, eu cred că trebuie să rupem lanțurile și să facem ca în Amistad să luăm corabia înapoi
și să o conducem noi. Nu avem nevoie de nimeni să ne spună ce să gândim, ce să credem, să ne spună că ceea ce s-a votat este adevăr, numai pentru că s-a votat, și că dacă nu vedem faptele și nu vedem logica, trebuie să ne rugăm până o vedem. Eu personal resping categoric această formă de abuz, această tiranie cultică. Nu m-am botezat în această biserică să fiu membru unui cult și nu am intrat în lucrare ca să fiu un pastor cultic. Și în mod categoric refuz să joc acest rol și vă sfătuiesc și pe dumneavoastră să refuzați rolul de oi care merg cu blândețe la tăiat, păscut, uns, tuns, muls sau orice altceva. Aveți curajul să gândiți cu mintea dumneavoastră, să vă afirmați, să afirmați nu credința președintelui Wilson, ci propria dumneavoastră individualitate. Vă mulțumesc, la revedere!